Am revenit, fane. Fraților, vreau să spun la prietenii mei, am fost de am desfăcut damijana de vin de 50 de tire pe care mă certa doamna Marița că am stricat vinul, știți? Că l-am stricat și că nu mai e bun de beut. Și acum vreau să vă arăt la prietenii mei, uitați, ăsta e vinul. Îl vedeți? Ce culoare are vinul și cum s-a fermentat. Și am zis să vă salut și prietenii mei, să vedeți cum arată vinul. Doamne ajută, la mulți ani, sărbători fericite, să trăiești 1000 de ani cu copiii, cu tău, cu nepoți, cu căței tăi, cu purcei tăi. Destul! Aha! Ăsta e vinul meu preferat. Să-l vadă prietenii mei că a dat Dumnezeu și l-am reușit, așa cum l-am dorit eu vinul. Bei și o gură. Doamna Marița nu bea. De ce nu bei? Mă doare maxilor. Și că dacă bei vinul cu oala, fuge boala. Și de-aia bei. Da. Bela, bei și o gură de vin. Să-mi trec în pielea pe tine. Bela mea, sărac. Bine. Au să-i poftă de vin, am desfăcut damijana și uitați cum s-a făcut vinul meu. Să-l vadă prietenii mei. Îi mulțumesc Dumnezeu că l-a făcut bine așa cum l-am dorit eu, limpede ca vioara. Să trăiască toată lumea și toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube care mă urmăresc pe mine, fane de la Straia. Mamă! O ajungi acum! Ah! Păi mi-era sete. Păi ce-am mâncat? Pește. Am mâncat pește. Și în Severin ce-am mâncat? Dă să-i trai și mama o oră de vin. La Severin nu mâncai nimic. Mai slăbi și ceva, poate. 20 de grame. Hai că vă salut, prietenii mei. Du-te și du-și mama în parte de mine, hai. Hai, pur și dur, mama. Hai, treci peste el. Ăsta sunt eu, fane. Mă vedeți, vă salut cu tot respectul, toți prietenii mei de pe canalul meu de YouTube, fane de la Straia. Sunt aici cu Bela Dansatoare, o vedeți cum doarme. O vedeți și pe Bela Dansatoare. Ea este prietena mea, cea mai bună, uitați, Bela. Au! Da. Ce-ai pățit, Bela? Ce-ai pățit de stai așa? Ce-ai pățit? Ce-ai pățit, Bela, micu? Bela, micu. Vedeți pe Bela, micu. Asta e, n-aveți ce să-i faci. Pentru că e Bela și fără Bela nu puteți să trăim. Ne-am învățat cu ea. Ea doarme cu noi în pat. Vă salut cu tot respectul. Fane de la Straia. Bună seara la toți prietenii mei. Am revenit și eu, fane de la Straia, fraților, de aceea cu un nou glob, pentru că astăzi am fost foarte ocupat, plecat și n-am apucat să fac nicio filmare. Și acum vreau să stau de vorbă cu prietenii mei, să văd ce făcură prietenii mei astăzi, că eu astăzi am tras un frig, am fost cu mașina la Severin, m-a lăsat electromotorul, l-am făcut și n-am reușit. După aia iar n-am mai mers și m-am dus la alt litrician și care mi l-a făcut. De-abia, de-abia am reușit, am făcut mașina. Fraților, vreau să vă spun la toți prietenii mei că ne pregătim de sărbători. Ne vine cea mai mare sărbătoare, Crăciunul, Anul Nou, Sfântul Ion, Revelion. Acum vreau să spun la prietenii mei, pentru că noi, țiganii, de ernie romi, trebuie să tăiem porci mari, cel puțin câte 4 porci, 3, 4, 5, de familie, de casă, trebuie să tăiem, care bineînțeles ne permitem, care nu ne uităm unul la altul.
Doamna Marița, o vedeți și mea aici, uitați. O vedeți, da? Mai mă ceartă ea pe mine, mai face cu mine câte una rece, câte una caldă, zi. Că n-am luat porci mari, am luat și eu porci așa la 150 de tire, 200 de tire. Vrea să-i găsesc porc la 400 de tire, de unde să le aveau la 400 de tire porc? Zi. Așa vreau. De care vrei? 400. De care a luat lute. Păi ce, dar eu i-ai crescut. Da. Păi așa. Prea slab. Prea slab. Dar tu, vreodată ai stat de vorbă cu Luti? Nu. Nu-l cunoști pe Luti? Nici nu vreau. Nu vrei să cunoști pe Luti? Nu. Păi de ce? Nu vreau. Păi Luti, dacă te prinde, te fuci. Nesunțit, vei. Eu sunt nesunțit. Ai pretenții la mine, om bătrân, și mai vrei să-ți dau porcii ai mari. Nici nu dai pe ea. De ce? Păi prea slab. Mănâncă ce ai. Prea, ce n-ai ce să pui la fum, n-ai ce să usucă. Păi de ce le pui la fum? Să fumăm, ce facem? Ce vrei, frate, să afumeze să porci? Da. Bă, femeie, tu vrei să afum, afum porcul? Da. La coș. Păi cine a mai pomenit să afumeze porcul? La fum. Cine? Din ce face rânză? Din păi ce de mult când eram la Prunișori. Bândărete. Să spun eu la toți prietenii mei, când eram la Prunișori. Tăiam un porc, un singur porc. 3-4 inși. Da, și aveam carne mâncare până la Paști. Făceam o singură rânză și ne ajungea. Un singur bândărete și ne ajungea. Și acum facem câte 20-30 de rânză, bândărete, nu mai spun câte, și tot nu mai ajung. Tot nu sunt, fratelor, tot nu sunt. Nu se găsesc. Rămâne felii de mari pe farfurie și le dau la câini, la porci. La câini? Da. Unde-i bietul? Afară, afară. Păi? Lasă acolo, că de-aia e câini. Cum adică lasă acolo că de-aia e câine? Păi ce ți-a făcut Bela? E câine, dorme afară, nu cu mine în pat. Dorme afară. Păi te-am și pe ea încă. Nu. De ce ești așa? De ce ești așa cu câinii mei? Deci? Iar mă enervez. Păi? Mă doare după ceapă. Te doare după ceapă? Da. Hai să-ți fac masaj. Mă doare ochii, urechile, e frig, urele. Ce te doare? Urechile. Te doare urechi, uite ce mi-am luat. Ia uite. De unde? Nu mi-l dai mie. Hai, ia uite-te și aici. Uitați ce am primit, fraților. De la cine l-ai primit? De la Iisus. De la Sfânta Parastiva. Da. Uitați, să vadă prietenii mei ce mi-a trimis de la Sfânta Parastiva. O bribie. Uitați cum se desface, vedeți? De 14 carati, da? Nu se mai poartă mare acum, mic. Mic, frumos, așa, știi, elegant, știi? Ce să fac? Ce nu-ți convine de mine? Zi ce nu-ți convine, spune adevărul, ce ai de suflet? Că n-ai bani, să iei porci mai. N-am bani? Da, să iei porci mai. Păi cât porc vrei să iei tu mai, porc mai mare ca mine? Tu vrei să iei porc mai mare ca mine? Păi și te dai de hine? Da. Ce nu-ți convine la mine? Nu-ți convine la mine, nu-ți convine, îmi iau bagajul și plec, uite. Păi ce... Păi de acum am plecat și te las. Păi ce luăm de ea, îi tăiem de ea, unde e? Păi de acum am plec. Atât? Da, atât am iau, haide și plec. Du-te la gare. La gare mă duc și dorm în gare la hotel Paie Bărâncâi. Mamă, ce hotel ăla. Da. Ai auzit de hotelul ăla? Nu prea am auzit, rar. Ai trage o stică de vin pentru mine? Nu. Păi de ce nu? Nu s-o bea. A? Nu e bine. Du-te, trage-mă o stică de vin. Eu ce-ți văd eu. Du-te, hai. Nu mă duc, nu mă duc, lasă-mă că nu vreau. Adu pe Bela că e frici. Nu, mă doare ochii, punea. Adu pe Bela. Puse-i drugurile la ușă. Mă, du-te, mă, nu-ți pare rău, nu ți-a miră de ea. Mie mi-e miră de Bela. Mie nu mi-e. Nu ți-e. Păi de ce? Mama, ce făcut? Nimic. Trebuie să iei și eu o flanel de la Zăgâmbia. Pe Bela? Da. Ia să văd eu unde e Bela. Hai, m-a dus o timp. Nu. Stai acolo, lasă acolo. Du-te tu. Mă lasă în ea acum. Du-te tu, bără, îmi cheamă pe Bela. Lasă-te la poartă, în care e casă și ea.
Are casă și ea. Și ea și Pufi, da. Băi, fraților, n-am văzut femeie ca asta să n-aibă și ea suflet. Să n-aibă și ea milă așa de animale. N-am văzut așa ceva femeie. Nu-ți pare rău și tu că ai și ea mică. Te mă duci tu furii și restul. Uite, acum mă duc eu să văd ce face Bela. Să văd dacă e Bela la ușă, pleci tu afară. Bela! M-am mâncat cu pâinea. Bela! Nu-ți pare rău de ea de frumusețea asta, de animalul ăsta. Ia uite aici, Bela, hai aici. Hai, Bela, hai. Ia uite. Pai, 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 pai. Hai, 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 Bela, hai. Ia uitați, mață, uitați. Uitați-o pe Bela, văză joacă. Hai, Bela. Hai, da, Bela, hai, da, Bela, hai, da, Bela, hai, da, Bela, uitați. Păi de ce dansatoare, Bela dansatoare, vedeți? Hai, Bela! Hai! Apucă tu! Hai, Bela! Bela, da, da, da! Ai simțit, văzut și... Ai văzut că a simțit și Bela, vezi? Da. Hai, da, Bela! Hai! Hai, hai, Bela! Nu-ți pare rău de ea, că e și ea animal, suflet, face și ea parte din familia noastră. Ea are grijă de noi, ne păzește noaptea, doarme cu noi în pat. Ai văzut? Uite cum s-a uită la mine. Da. Hai. Hai, Bela. Ia zic și eu la prietenii mei. Hai. Uitați-vă pe Bela, vedeți? Bela mic. Hai, zic Bela ceva la prietenii mei, zic. Zi, Bela, ceva la prietenii mei, zi, Bela, zi! O vedeți, mie, Bela, mic? Cum să nu-ți pare rău de ea, cum? A? Nu-ți pare rău de ea, nu? Vedeți unde doarme, Bela, vedeți? Aici doarme, da? Ea aici doarme, vedeți? Uitați, așa doarme Bela. Uitați cum doarme Bela, uitați aici. Uitați cum doarme Bela aici. Bela mică. Asta e Bela mică, dansatoarea, Bela dansatoarea. Haida, haida, dansatoarea, haida, haida, dansatoarea. Și Pufi? Pufi nu mai e. Uitați cum doarme Bela aici în pat. He, ba și Pufi, că și el face parte tot de aici de la noi. Așa că, fraților, suntem doi bătrâni, doi boșorăși și avem doi căței. Avem pe Bela și pe Pufi. Doi căței cu doi purcei. Asta e. Recunoști? Da. Ce? Cum da? Ai dat de mâncare la porceasă? Nu. Sigur. Mama mâncă ceva? Nu. Auzi-ți, fratele, recunoaște că ne-a dat de mâncare lui mama. Păi de ce? Yeah. I-ai dat și mama o pară de țuică, de vin. Nu. De ce? Yeah. De aia. Păi cum adică de aia? Ce înseamnă aia de aia? Toată ziua, mâncare, beutură, toată ziua. Hai că revin, fraților, acum am adus ce bătaie dau. Am revenit, fraților, fane de la Straia, de aceea de la reședința mea. Vreau să vă arăt acum familia mea, să vedeți pe cine am eu aici, pe Bela. Uitați cum doarme Bela, are păpuși, jucării, o vedeți pe Bela, uitați. Zii Bela ceva la prietenii și zii. Uitați, fraților, Bela, Rechinu și Moș Marchin. Uitați cum stă Bela. O vedeți pe Bela cum stă? Bela, dansatoarea. O vedeți? Asta sunt eu, fane, am revenit. De aceea am fost, am dat la mama ceva de mâncare. Am fost până la mama să văd ce a făcut și mama. Și am zis să salut puțin prietenii mei,
În seara asta am revenit și eu cu un alt grup. Ieri am avut ziua lui Mărcuța. Am fost acolo, am pus masa, așa e bine, în numele Sfântului Grigorie. Și transmite multă sănătate la toți prietenii noștri care urmăresc canalul de YouTube Fane de la Straia. Așa că, uitați aici pe fotoliul meu, care l-am primit cadou. Mă vedeți și aici. Și doamna Marita pe fotoliul ei. Vedeți brațul, dar uitați. Fiecare cu fotoliul ei, da? Te vezi bine? Hai să vedem. Hai să ne vedem. Ne vedem. Sigur? Sigur. Ia zi, doamna Marita, ce ai mai făcut astăzi? Afară, pingvân, ba la porci, ba la găină. Vorbește cu mine frumos, dulce. Ce dulce? Ce? Așa mai dulce, nu l-am luat la 3 litri. Nu știi că-i treaba. Că dacă te dau o primire la lute, ăla te sparge. Îl și pe lute. Nu. Nici nu trebuie să-l cunoști, că la dacă te prinde, te rupe. Vorbește mai frumos, mai dulce, da, domnul Fane, da, domnul Fane, am fost la porci, la animale, am dat de mâncare, la găini, la gâște, la rațe. Ce acolo? Mașina de spălat, unde nu e. Astăzi am făcut noua mașină de spălat automat, manual, doamna Marița. Atunci să vezi tu haine spălate. Haine. Da. Uite, Bela cum doarme. Tu ai dormit așa cum doarme Bela, cu păpușine. De unde să dorm? Pe la bunicii tăi n-ai avut păpuși. Nu. N-ai avut? De unde? Păi de ce n-ai avut? N-am avut. Păi spune motivul de ce n-ai avut. Că n-a fost. Ce n-a fost? Păpușul, păi. Of, Doamne, când am cunoscut eu pe această femeie, am cunoscut-o tot la Moțăței sat. Dar de ce am luat-o mai de acolo eu femeie? N-am mai găsit eu femeie până la Moțăței sat. De ce? Ce a fost pe capul meu? Te-am luat pe tine, Procopsit, la Bunijoi. Și n-am fost bun. Ba da. N-am fost eu bun, la casa omului. Că stau acum ca porcul ăla la coteț al bătrân și nu mai pleacă nicăieri. Acolo ce-i pui aia mănâncă. Ce-i pui într-o ca aia mănâncă. Nu mai dă cu nas, nu mai sparge cotețul. Ha? Uitați, băi, fraților, bă, fraților. Ați văzut când e porcul mai tânăr, că dă cu nasul, sparge cotețul, mai sparge trocul. Acum am îmbătrânit, fraților, și eu. Stau acasă mai mult ca porcul al bătrân. Ce să fac? Asta e, n-am încotro, ce să mai spun. Acum vă salut pe toți prietenii mei care urmăriți canalul meu de YouTube. Vreau să vă abonați cât mai mult și la canalul meu, Fane de la Straia, că mai am nevoie până fac și eu 5.000 de abonați și o să dau foc la o mașină. Să știți că n-am uitat ce am promis. Uitați-o și pe Bela. Cum doarme și Bela mică, să vedeți și voi cum doarme Bela. Bela! Uitați! Vedeți? Bela, uitați! Și pe Bela. Bela dansatoare. Vedeți? Bela dansatoare. O vedeți ce viață are Bela. Uitați! Da. Asta e Bela dansatoare. N-ai ce să-i faci, fraților. Așa a cântat cucul Bela, e viața ei. A avut noroc de așa ceva. Așa că Bela îți transmit succes, mult noroc în viață, Bela dansatoare. Ce să mai spun? Asta e, fraților. Nici eu când eram mic, n-aveam norocul ăsta. Dormeam pe unde apucam, pingare peste tot. Uitați-ne, doarme Bela. Doarme Bela în puf. Ce să mai zic? Vă salut și vă spun seară bună la toți prietenii mei și revenim cu acest grob în seara asta și vă transmitem să auzim numai de bine și vă doresc la mulți ani, sărbători fericite la toată lumea.